În ultimii 100 de ani, când au început să se schimbe regimurile, sistemele, când au început să cadă imperiile, ce au spus oamenii? Nu există Dumnezeu? Nu avem nevoie de împărat. Bine, ați hotărât să schimbați regimul. Împăratul este rău și ați decis să faceți democrație. Dar este o problemă. Nu este Dumnezeu. Iar dacă nu este Dumnezeu, trebuie date toate legile deoparte, trebuie inventat ceva. Aici începe problema când nu există Dumnezeu și omul merge împotriva lui Dumnezeu. Și oamenii au început să întărească această percepție că Dumnezeu nu există, nu avem nevoie de împărat. Am spus, bine, lăsăm deoparte împărații, imperiile, că s-au schimbat clasele, conducerea, au fost diverse imperii și feudale și altele. Bine, am ajuns la democrație, dar se pune întrebarea, ce treabă are Dumnezeu cu aceasta? Toate s-au făcut pentru ca puterea să fie concentrată doar în mâinile cuiva și ca situația să fie controlată în totalitate. De aceea se întâmplă toate acestea și toată această situație presupune vrăjmășie cu Dumnezeu. De aceea lumea a ajuns la primul și al doilea război mondial. Nu putem spune că doar fasciștii, comuniștii, ori naziștii au luat asemenea direcții. Nu, întreaga lume a luat aceste învățături. De ce? Ca să ia autoritatea de la Dumnezeu, să ia autoritatea de la biserică, pentru că la școală, în universități, biserica a fost mereu pe primul loc. Cine a dat educația? Cine a dat medicina? Cine a făcut întreaga lucrare socială? Cine s-a ocupat de construire? Cine a descoperit și a dezvoltat știința? Oamenii credincioși, biserica. Vedem universități care au și 1000 de ani. Cine le-a înființat? Oamenii credincioși. Unde s-a ajuns? Au încercat să-L dea deoparte pe Dumnezeu. Când schimbi un anumit regim pe altul, este una. Dar când începi să mergi împotriva adevărului, împotriva lui Dumnezeu, împotriva bisericii, care este familia lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, încep problemele. Apoi problemele încep în inimă, în minte. Și când omul devine o maimuță sau un animal, vrea să trăiască ca un animal, pentru că omul nu tinde la un standard mai înalt. Teoria evoluției spune că totul tinde spre mai bine, dar în realitate se predă că omul este un animal. Și omul devine omul mai bun sau mai rău? Mai rău. Dar teoria lui Dumnezeu arată că omul poate deveni mai bun. De ce? Dacă peste tot oamenilor li s-ar preda la școală, la universități și așa mai departe, bazele întregului creștinism, Biblia, ce s-ar întâmpla? Am vedea o altfel de societate, o societate cu mai multă frică de Dumnezeu. Ar fi un nivel de morală diferit, de cultură, pentru că biserica oferă cultură, Dumnezeu oferă cultură și poporul ar cere același lucru de la autorități. Nu ar conta cine este această autoritate. Naziștii, fasciștii, comuniștii, ei sunt primii care nu ar fi aleși ca autoritate și nu ar conta dacă sunt capitaliști sau democrați. Pur și simplu nu ar fi aleși. Chiar dacă ar exista o asemenea opțiune, nu ar fi aleși. Dar când nu există aceste lucruri, ce vedem? De exemplu, acum în Ucraina este război. Este un război nebun. Un satanism total. În Israel, din nou, teroare. Au venit pur și simplu, au omorât, au violat. Este o grozăvie ce s-a întâmplat acolo. Copiii nu aveau nicio apărare. O teroare totală. Dar cel mai important, ce putem vedea? Că țări, guverne și mulți oameni susțin aceste lucruri. Își dau votul pentru teroriști, își dau votul pentru război. Lumea nu se mai împarte între Dumnezeu și Satan, în bine și rău. Dar cum se împarte lumea? Ce-mi convine? Eu țin mai mult la teoria cutare sau cutare, aparțin mai mult de acea religie sau de cealaltă. Nu contează din ce națiune faci parte, ce religie ai, din ce stat faci parte. Există negru și alb, există Satan și există Dumnezeu, binele și răul. Există viață și moarte. Aici este esența. Și când sunt respinse lucruri, fapte, legi care funcționează, când negru este numit alb și albul este numit negru, când se spune că teroriștii sunt buni, iar despre roi se spune că sunt răi, că sunt ucigași, ce se întâmplă?
Iată nebunia acestei lumi. Dar una era când lucrurile se refereau doar la Asia, la țările din Orient și altceva este acum, când întreaga lume este scufundată în acest lucru. Și Vestul, și America de Nord, și cea de Sud, și Estul, și Africa, oriunde te-ai uita, pe orice continent. Și când te uiți la oamenii care stau în guverne, în senat, în congres, despre ce putem vorbi? De ce anume se țin oamenii? De adevăr, toată problema este lipsa de Dumnezeu, este natura animalică. Acum 100 de ani, oamenii de știință mergeau împotriva acestor lucruri, împotriva darwinismului, și la nivelul statelor, și la nivelul sfatului științific. Mii de savanți au semnat petiții și acte care spuneau: credința noastră, punctul nostru de vedere privind lumea, se bazează pe Biblie. Noi nu acceptăm aceste lucruri fantastice, teoria evoluției. Și autoritățile și întreaga societate științifică erau de acord și și-au apărat dreptul de a trăi și au trăit într-o societate educată, o societate în care au obținut științific lucrurile de care ne folosim noi astăzi. Întreaga știință se bazează pe descoperirile fundamentale ale acelei perioade, când toți savanții care au fondat știința erau oameni credincioși în Dumnezeu. Ei au scris un manifest: noi credem în sfințenia Bibliei. Aici se va preda doar Biblia. Biblia este un tratat despre biologie și geologie. Nu există niciun fel de epoci geologice, niciun fel de milioane de ani. Acel om a fost un om fără Dumnezeu și l-au susținut doar oameni asemenea lui. Dar atâta timp cât manifestul a fost înaintat, biserica a avut putere. Societatea a spus nu, guvernul a spus nu și oamenii fără Dumnezeu nu prea s-au putut ridica. Dar când toate lucrurile s-au stins, lumea s-a necat în două război mondiale în sânge. Și acum continuă criza din lume. De ce sunt continuate aceste lucruri? Pentru că oamenii aleg. Ei și aleg conducătorii. De exemplu, în vest sunt cei de stânga. Cum spune Domnul, unii la dreapta, alții la stânga. Și spune, cei de la stânga sunt pentru văpaie, sunt blestemați, dar cei din dreapta sunt binecuvântați. În stânga sunt cei blestemați pentru că au denaturat și au pervertit lucrurile, în dreapta oile, în stânga caprele. Toți care propagă teoriile acestea denaturate sunt practic împotrivă, dar oamenii îi votează și problema este că sunt suficienți oameni, chiar și în țările vestice, care au fost țări creștine, care îi votează și le crește ratingul. Unde vor duce aceste lucruri? În mod inevitabil la războaie civile, colapsuri, războaie, este ceva inevitabil pentru că societatea se dezbină. Vor duce la nebunie, la irresponsabilitatea societății. De exemplu, ne uităm la Palestina și vedem la ce au dus aceste lucruri. Se pare că o asemenea nebunie se petrece în văzul întregii lumi și o mulțime de oameni susțin și sunt de acord cu aceste lucruri. Oamenii au propriul interes, se joacă de-a politica. Dacă înainte oamenii știau ce este alb și ce este negru, ce este bine și ce este rău, astăzi putem vedea că țări întregi se ridică și numesc răul ca fiind bine. Atât. De aceea, este clar unde se îndreaptă această lume. Dumnezeu spune, voi pedepsi această lume pentru rău. Este una când sunt niște tâmpiți la guvernare, dar când oamenii îi aleg, când aleg această debilitate, acest nazism, fanatism, atunci vin și problemele. Și dacă te uiți, vezi că întreaga lume este scufundată în acest lucru. De exemplu, tu spui că pe vremea sa Darwin era ades luat peste picior în lumea științifică și genul acesta de oameni ca Darwin nu puteau să străbată în societate. Da, așa este, pentru că în vremea aceea oamenii credincioși și savanți au fost niște oameni credincioși care aveau Duhul Sfânt și aveau putere. Este ceea ce spunea Pavel.
Dar astăzi, ce fel de credincioși sunt? Cum spunea Pavel, având o formă de evlavie, dar care îi tăgăduiesc puterea. Și ce spune Pavel? Să te depărtezi de astfel de oameni. Ei sunt niște necredincioși, ei nu sunt creștini. Pentru că Iisus arată cum trebuie să fie creștinii. Voi sunteți lumină și sare. Și acum spuneți-mi, poate fi sarea sau lumina după poziție și acțiune un pacifist? Mulți credincioși susțin pe cei de stânga sau sunt niște pacifiști categorici și nu fac nimic. Iisus spune, voi sunteți sare și lumină. Oare poate fi lumina pacifist sau sare? Nu este ceva realist. Cine poate spune un fizician și un matematician cu privire la sare și lumină? Este foarte interesant să-l auzim. Lumina biruiește mereu întunericul. Lumina în sine are putere. Întunericul nu are putere. Da, lumina biruiește 100%. Întrebarea este dacă există lumină sau nu există lumină. La fel este și cu sarea. Sarea oprește procesul morții, al putrezirii, al dospirii și atunci se pune întrebarea. Pentru care lucruri sunt puși copiii lui Dumnezeu? Chiar de la început Dumnezeu l-a ales, l-a numit, l-a investit pe Adam. Ai grijă de pământ, să fie ordine pe pământ. Când oamenii nu și-au onorat responsabilitatea, au devenit cei de stânga, s-au transferat pe partea stângă și atunci a venit sfârșitul. A venit potopul. După aceea Dumnezeu a dat aceeași binecuvântare poporului evreu. L-a ales pe Avram și a ridicat un popor întreg. La fel, ca să fie sare și lumină pentru această lume, să fie un exemplu. Oamenii să vadă ce înseamnă viața cu Dumnezeu, care sunt legile după care să trăiască, ce înseamnă binecuvântare și așa mai departe. Dar unde au ajuns evreii? Dacă citim Isaia, el spune, voi sunteți împărații Sodomei și poporul Gomorei. Sunteți fiii pierzării. În primul capitol, Isaia se adresează poporului evreu din Ierusalim, iudeilor. Ei suferiseră înfrângerea. Pe atunci erau răspândiți. De ce? Tocmai pentru aceste păcate. Adică un timp ei și-au îndeplinit chemarea, apoi au pierdut aceste lucruri și au început din nou să se unească cu păgânismul, cu cultura altor popoare, cu închinarea la idol și așa mai departe. Au început să numească din nou albul negru și negrul alb. Ce le spune Dumnezeu? Voi vă rugați, aduceți jertfe, respectați sabatele, sărbătorile, dar eu închid ochii, nu vă pot suferi, îmi întorc fața, nu veniți și nu încălcați curțile și așa mai departe. Despre ce vorbește Dumnezeu? Ce trebuie să faceți? Trebuie să fie dreptate, judecată dreaptă. Dreptatea trebuie să triumfe. Când nu există dreptatea, din punct de vedere religios, oamenii fac ceva vizual, dar în realitate fac nedreptate. Și ce a urmat pentru aceasta? Înfrângere totală, chiar până la distrugerea Ierusalimului. Și Dumnezeu i-a avertizat, au venit proroci în popor și au strigat de dimineață, strigau în templu, la împărați, la conducători, la popor. Au vestit sute de ani aceste lucruri, începând cu Moise, chiar cu patriarhii, și au avertizat mereu. Dar oricum poporul s-a întors la aceleași lucruri. În a treia etapă vedem biserica. A fost creată biserica, a venit Iisus și s-a născut biserica. Vedem un progres. Și cu ce a început biserica? Știm că în camera de sus au fost în total 120 de oameni. Ce au făcut acești oameni? Vedem câți oameni sunt astăzi. Istoric, cunoaștem că după 300 de ani, Imperiul Roman a acceptat creștinismul și alții, la nivelul țărilor, statelor și imperii, au adoptat creștinismul. Iată adevărata sare și lumină. Iată 120 de oameni care au fost ucenicii lui Hristos. Iată ce progres. Ajungem în vremurile noastre și vedem cine a fondat știința. Din nou, biserica. Cine a fondat sau a dezvoltat la un alt nivel cultura, educația, medicina, știința, toată această tehnologie, unde s-a născut? În mediul creștin, bineînțeles.
prin biserică. Și unde am ajuns astăzi? Acolo unde a fost cultură, lucrurile care aduceau o educație, au învățat oamenii să citească, să scrie, au inventat tiparnița. Și ce tipăreau? Pe Darwin? Ce tipăreau? Biblia. Da, tipăreau Biblia. Iată baza, pentru că ei înțelegeau că aceste lucruri înseamnă viață. Acolo unde este Dumnezeu, este binecuvântare. Și unde am ajuns noi, atunci când s-au întâmplat toate aceste schimbări și probleme? Vedem de unde pornește criza în lume și problemele. Și de ce se întâmplă? Primii oameni, Adam, nu și-a împlinit chemarea, a venit potopul. Aceasta a fost prima lume. Evreii nu și-au împlinit chemarea, legământul a fost rupt și Dumnezeu a dat nou legământ și acum este timpul bisericii de a-și îndeplini chemarea. Biserica a început cu 120 de oameni, s-a dezvoltat și a transformat această lume. Din biserică a venit cultura, dar apoi oamenii care s-au folosit de cultură și de aceste realizări au spus: nu avem nevoie de Dumnezeu. Și au început să-L dea deoparte pe Dumnezeu, au început să îndepărteze biserica de stat, de societate și să spună că în biserică sunt niște oameni închiși, niște sectanți. Cu alte cuvinte, nu au nicio legătură. Dar, de fapt, biserica este cheia principală pentru progresul societății și a omenirii, pentru tot ce a ajuns și are omenirea. Unde am ajuns? Să vedem, oare și-a îndeplinit biserica chemarea sau nu? Și dacă biserica nu își împlinește chemarea, ce vom primi? Aceleași lucruri ca cele care sunt scrise în cartea Apocalipsa. De asemenea, în cartea Apocalipsa este scris clar și arătat în epistola către cele 7 biserici, care în același timp este o imagine profetică, este o reflexă a bisericilor de-a lungul celor 2000 de ani. La început putem vedea Biserica Apostolică, apoi Biserica Prigonită, apoi vedem Biserica Universală, Pergam, Teatira, Biserica din Roma, Biserica din Bizanț, adică catolică și ortodoxă, și vedem că Dumnezeu avertizează ca să nu avem nicio legătură cu păgânismul, să nu fie curvie și închinare la idoli. Dar știm că aceste lucruri s-au dezvoltat, pentru că în multe biserici a fost interzisă Biblia. Nu a fost niciun studiu, lucrurile au fost interzise și se ocupau de nu știu ce lucruri. Vedem deja biserica din Sardes, căreia îi se spune: îți merge numele că ești viu, dar ești mort. Și apoi vedem biserica din Filadelfia. Este o renaștere. Dumnezeu ridică din nou aceste lucruri. Aceasta este mișcarea protestantă. Chiar dacă această mișcare era mai ascunsă, a fost undeva în interiorul bisericii, dar la scară largă a început pur și simplu să se separe. Și astăzi, dacă este să luăm biserica ortodoxă, de exemplu, acolo nu sunt doar un fel de oameni ortodoxi, sunt diverse mișcări curente. Dacă este să luăm catolici, la fel, și la ei sunt foarte mulți carismatici și evangheliști, în aceeași biserică catolică, înțelegeți? Toate aceste procese au fost lansate și Dumnezeu a început să ridice toată această mișcare protestantă, evanghelică. Dar astăzi, din nou, vedem o stingere a acestui foc, pentru că vedem ce este scris și despre biserica din Laodiceea. Biserica din Filadelfia se ridică și Dumnezeu îi dă binecuvântare, deși are puțină putere și biserica se dezvoltă și câștigă lumea. Dar pentru biserica din Laodiceea este scris că te-ai axat complet pe această lume, ai devenit firească și spui: m-am îmbogățit, n-am nevoie de nimic, am WC-ul meu, am dușul propriu, am acoperiș deasupra capului, am soba mea proprie, am gaz. Într-un fel este rai comparativ cu miile de ani în care au trăit oamenii pe pământ. Omul, cum a atins raiul, a devenit lacom și acum se închină lucrurilor materiale în locul lui Dumnezeu, cel care a permis să se descopere tehnologia și tot acest proces. Dar cine a făcut acest progres în societate? Creștinii au avut cea mai mare contribuție în ceea ce privește realizările și dezvoltarea, mai ales în descoperirile care s-au făcut. Dumnezeu dă un dar de sus. De exemplu, tabelul lui Mendeleev.
Acesta l-a visat, pur și simplu l-a visat. Noi știm de la început cine dă visele. Dumnezeu i-a dat un vis și omul a știut ce are de făcut. Dumnezeu i-a descoperit lucrurile în vis. De aceea este clar cine a dat. La fel ca tabelul lui Mendeleev s-a întâmplat și cu alte lucruri. Dumnezeu a descoperit, a oferit binecuvântare și oamenii au mulțumit lui Dumnezeu. Dar unde se îndreaptă acum această societate? Unde merge? Toți oamenii răi, scârboși, șarlatani, toți teroriști, ucigași, violatori, mincinoși. Așa este scris în cartea Apocalipsa. Toți mincinoși, ucigași, toți închinători la idoli, tâlharii, unde merg? În văpaie. De aceea va fi o judecată și înainte de asta va veni Antihristul, apoi va veni Domnul care va face această judecată. Așa că gândiți-vă ce duh aveți, cu ce vă ocupați astăzi și ce veșnicie vă așteaptă. Este dată viața, Dumnezeu a dat biserica pentru ca ea să-și îndeplinească chemarea, a pus slujitori, toate slujirile, pentru desăvârșirea sfinților, pentru ca voi să deveniți săvârșiți și să ajungeți la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Dacă veți ajunge la înălțimea staturii plinătății, Domnul va ierta, va curăța, va acoperi, va sfinți, vă va răscumpăra și veți deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu. Așa să fie. Amin.